16 ani, la care au participat, conform Kremlinului, peste 700 de jurnaliști. Una dintre numeroasele întrebări ale jurnaliștilor s-a legat de opozantul Alexei Navalny, opozant de care știm cu toții că s-a aflat la Berlin pentru tratament, fiind intoxicat cu o substanță neurotoxică numită Novichok, conform informațiilor date de către oficialii de la Berlin. În schimb, Federația Rusă neagă acest lucru. Paradoxul face că o serie de publicații media internaționale foarte relevante pentru presa la care noi ne raportăm, precum Belinket, CNN, în parteneriat cu The Insider, o publicație a opozanților din Federația Rusă, așa cum pot exista opozanți într-un regim autoritar, dar și Der Spiegel, o publicație germană extrem de relevantă, au scos la iveală mai multe informații privind modul în care Alexei Navalny a fost urmărit în Federația Rusă de către serviciile de informații în ultimii ani. Conform datelor date de către cei de la CNN și Belinket, apar și imagini cu agenții ruși care îl urmăresc pe Navalny. Chiar este deconspirat, să spunem, un sediu al operațiunilor în ceea ce îl privește pe liderul opoziției, care s-ar afla în zona de suburbie a Moscovei, o culoare galben deschisă. Domnilor, este sâmbătă, este ora 13, începe CEC Media. Alături de noi în platou, domnul colonel Ion Petrescu, analist militar. Bună ziua, domnule colonel, bine v-am găsit. Să vă salut, domnule Răzvan Munteanu. Și Radu Mușetescu, economist, Academia de Studii Europene, ASE București, un expert care ne va ajuta să înțelegem relația economică a României cu partenerii săi americani, dar și cu alianțe precum Uniunea Europeană sau NATO. Bine ați revenit, domnule Radu Mușetescu. Mulțumesc pentru invitație. Ați văzut pe scurt analiza în ceea ce privește pe Alexei Navalny, analiza făcută de către publicațiile occidentale, după ce opozantul rus s-a aflat la Berlin pentru a fi tratat de către autoritățile germane. Mai apoi, Navalny s-a pus pe picioare și împreună cu cei de la Belinket, o publicație foarte serioasă, inclusiv în activități ce presupun acțiuni de fact-checking. Pentru cei care probabil nu cunosc, Belinket este aceeași instituție care a demascat agenții, cei doi agenți ruși care au încercat să-l otrăvească pe Sergei Skripal în Londra, Marea Britanie, și dacă îmi permiteți o paranteză, tot spune Vladimir Putin că el poate să ducă astfel de operațiuni până la capăt. Iată că și în cazul lui Skripal, obiectivul propus de către Federația Rusă nu a fost atins. Deci ne punem un semn de întrebare în ceea ce înseamnă eficacitatea unor astfel de operațiuni ale Federației Ruse, domnule colonel Ion Petrescu. Este bună întrebarea dumneavoastră, dar să ne uităm la partea cealaltă a monedei. Până la urmă este o operațiune psihologică. Faptul că ai lăsat, că e clar că pe teritoriul Rusiei e pe bază de aprobare, nu e pe bază de întâmplare, să se vadă cine sunt agenții și unde e sediul lor, e o bătaie pe umărul telespectatorului că mecanismul de reprimare al actualei statalități numită Federația Rusă este puternic. Deci nu pierde nimic dacă sunt devolate echipurile a 2-3 agenți, nu îi se diminuează puterea dacă este devolat un sediu, unul din multiplele sedii, și să știm că nu numai în Federația Rusă, serviciile secrete au și sedii care nu sunt deloc publice și de fapt acolo se iau hotărârile. Foarte bună observația dumneavoastră și vom referi la acest subiect de amuzament, am spune, dar și de interes în ceea ce privește Federația Rusă. Dar pe mine mă amuză cum ați început emisiunea, adică tocmai focalizat pe ce se întâmplă în Federația Rusă. Nu vi s-a părut că am obosit președintele Vladimir Putin pe timpul acestei conferințe de presă? Să spunem că a fost euforic, cum este de obicei. Mie nu mi s-a părut obosit, deși în presa din spațiul Comunității Statelor Independente, să spunem, zona estică, au apărut mai multe informații conform căreia președintele Vladimir Putin ar suferi de Parkinson, o boală care agravează grav sistemul imunitar. Însă, se pare că nu era vorba de Vladimir Putin, conform acelorași surse de informații, ci de o sosie dintre multe altele pe care Vladimir Putin le folosește în apărățile sale publice. Totuși, este un subiect în care nu putem deține controlul informațiilor, este un subiect extrem de alunecos, dar ne vom întoarce la partea aceasta amuzantă în ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, trecând printr-o veste mai puțin bună. Am primit de la colegii mei din redacție noile date privind situația cazurilor de COVID din România. Avem 1387 de noi cazuri de COVID din doar 4352 de teste. 85 de români au murit, iar alții
1210 sunt internați la ATI. Iată o situație extrem, extrem de neplăcută pentru România. Probabil era de așteptat pe fondul acestor sărbători de iarnă pe care... Dar e bine și vestea bună că începând de mâine începe vaccinarea în România. Vom ajunge și la vaccinare pentru că este un subiect extrem de important și nu există război informațional într-un asemenea context care să nu se lege și de vaccin. Să revenim puțin la cazul amuzant cu ce se întâmplă în Federația Rusă pentru a intra apoi în problemele noastre de fact-checking, să spunem, și de combaterea propagandei. Într-o convorbire telefonică, după ce Alexei Navalny s-a pus pe picioare, opozantul rus, folosind un instrument de la Belinchet, în care a putut să-și mascheze numărul de telefon ca să fie asemănător ca unei centrale din sediul unei serviciu de operațiuni, l-a sunat pe unul dintre ofițerii care ar fi trebuit să se ocupe de cazul său. Evident, ofițerul a fost extrem de reticent în a da informații, ridicând tonul la el. Alexei Navalny a reușit să scoate câteva informații de la el. Se pare, conform acestor informații pe care avem în momentul de față, Alexei Navalny ar fi fost intoxicat fiind folosit Novichok pe lenjeria sa intimă. Este, din câte am înțeles, ușor de absorbit această toxină în momentul în care organismul transpiră și dacă are contact cu pielea, el afectează foarte ușor sistemul imunitar după aceea. Iar mai apoi, conform informațiilor divulgate de, să spunem, presupusul ofițer, pentru că haideți să fim onesti, să fim sinceri, este greu de verificat totuși asemenea informații. Dar conform spuselor acestuia, doar decizia piloților de a opri avionul din zbor și intervenția rapidă a medicilor din Federația Rusă l-au salvat pe Alexei Navalny. Radu Mușitescu, ce spune acest lucru despre Federația Rusă? Adică avem o țară în care opozanții sunt trimiși la Berlin ca urmare a unor presiuni internaționale pentru a fi tratați conform datelor date de către Germania. Adică nu cred că Germania și-ar permite să mintă într-un asemenea caz. Dom'le, Alexei Navalny a fost intoxicat cu Novichok. Avem o Federație Rusă în care doi agenți încearcă să-l asasineze pe Sergei Skripal în Marea Britanie împreună cu fiica sa. Nu cred că fiica sa a fost țintă, ci o victimă colaterală a acestui incident. Avem o Federație Rusă în care medicii care contestă regimul, nu neapărat regimul, ci sistemul sanitar în care a ajuns Federația Rusă, cade la balcon. Refin la întrebare, ce spun aceste lucruri despre Federația Rusă? Este, în opinia mea, confirmă într-adevăr existența unor probleme legate de drepturile omului, de protecția persoanei fizică și nu numai a patrimonială. Și sunt sigur că ușor lucrurile vor evolua într-o direcție destul de dificilă de gestionat. În opinia mea, de exemplu, asemenea mecanism sugerează că sistemul nu controlează întreaga societate, că există și indivizi sau persoane care își văd de treabă și acel pilot, acei medici, dar și sugerează că totuși, evident, aceste acțiuni, până la urmă, criminale, cumva sunt, cum să zic, implantate, să zic așa, în societate. Sunt inclusiv cetățenii ruși sunt primii care suferă din această perspectivă. Eu mă aștept foarte probabil, dacă lucrurile vor, și sunt sigur că vor evolua, să apară negarea de tipul lone wolf sau indivizi care din sistemul de securitate rus au scăpat de sub control și au făcut aceste lucruri la propria inițiativă și așa mai departe. Și doi, ca și în cazul Magnitsky, aștept cu interes sancțiunile pe care Statele Unite, dar și probabil Uniunea Europeană, le vor aplica în acest caz. Și sunt sigur, și sunt curios cât vor merge în decizia. Am o mică intervenție cu acordul tău. Domn profesor, pe timpul conferinței președintului Federației Rusiei, Vladimir Putin, referindu-se la retragerile americane din înțelegeri anterioare existente, la un moment dat președintele Putin zice: chiar ne credeți proști? Chiar nu înțelegeți cine a greșit aici? De-aia vă întreb și pe dumneavoastră, nu cumva s-a dorit și în acest caz cu acest șef al opoziției să îi se arate doar pisica, adică doar un pic impregnată lenjeria lui cu chestia asta, să vadă Germania că există larghețea
președintului Putin de a trimite la tratament în Germania, după cum în cazul din Marea Britanie, la fel, filmări, e sigur îmbolnăviri, dar nu s-a ajuns la faza fatală. Dacă îmi permite să răspund în locul invitatului, să facem un schimb de poziție aici în platou, eu nu cred. Cred că mai degrabă, așa cum arată aceste acțiuni în ansamblul lor, pare un eșec sau un semi-eșec. Nu cred că Federația Rusă a avut ceva de câștigat din modul în care aceste acțiuni s-au terminat. Chiar un prieten comun al nostru, un expert în relații internaționale, spunea glumind, domnule, dacă Federația Rusă vrea să obțină sancțiuni imense economice fără să facă nimic în favoarea sa, folosește Novichok. Pentru că, bun, acum această substanță are foarte multe reușite care nu au fost detectate de-a lungul timpului. Dar modul în care s-a întâmplat, s-a finalizat și cazul Skripal și cazul lui Alexei Navalny nu a condus către sancțiuni economice puternice împotriva Federației Rusă, din punctul meu de vedere, și fără a avea o finalitate, inclusiv imagologistic, pentru că la nivel intern, sub o formă sau alta, se creează o neîncredere în regimul de la Kremlin în contextul în care el dă asemenea eșecuri. Din punctul meu de vedere, acum Radu trebuie să argumentezi această în poziție opinia sau mea, nu. Și faptul că este oarecum ciudat că un dita mai statul se simte amenințat de către o persoană, fie el lider al opoziției, fie o persoană care poate are un discurs mai coerent. Dita mai statul sau dita mai președintele? Dita mai regimul. Aha. Și în acest caz mie îmi sugerează un asemenea regim politic pe care îl întâlnești în alte țări, care se sperie de un individ pentru opinii, pentru ceea ce face el, sunt foarte șubrede. Sunt niște regimuri care practic suprareacționează și într-un mod abuziv împotriva unor indivizi care, până la urmă, cum să zic, față în față cu dita mai statul și serviciile și armata n-ar trebui să fie percepuți drept o amenințare. Domnule colonel, schimbând puțin paradigma, colegii mei din redacție au pus o portieră în care este titrat SUA, aliatul natural al României. Sunt americanii aliatul nostru natural? Este o interogație care e clar retorică. La ora actuală suntem în NATO. Suntem membri ai Uniunii Europene, dar într-o situație de criză, primul stat pe care ne putem baza este cel pe care îl numim Unchiul Sam, Statele Unite ale Americii. Primul motiv, sunt aici, sunt la Cogălniceanu, sunt la Câmpia Turzii, sunt acolo unde există interceptorile pe teritoriul României, la Deveselu. Doi, experiența militarilor români în spațiul ex-Iugoslav, în arealul irachian și arealul afgan, a arătat că există o relație specială între cei care poartă uniforma americană și poartă uniforma armatei române. De ce? Pentru că românii au fost totdeauna loiali, au întrebat de la bun început care e misiunea, au știut care era raionul lor de responsabilitate și americanii au știut că se pot baza pe ei. De ce? În misiuni românii nu sunt pripiți, nu sunt nervoși ca italienii, și știu care este zona lor de influență. De exemplu, a fost o operațiune în Afganistan în care intrau în peșteri militari din forțele speciale americane și ai noștri asigurau baza peșterii. Da, pentru România, Statele Unite ale Americii constituie singura alternativă strategică la ora actuală, iar parteneriatul strategic nu este decât expresia politică a unei realități militare bilaterale. Narativele propagandei, să spunem, estice în România, răsăritene, dar și mai îndepărtate, se rezumă în marea lor parte undeva la bază asupra relației pe care România o au cu Statele Unite ale Americii. Fie că vorbim de faptul că suntem o colonie a Occidentului, fie că vorbim de alte narrative care îl implică pe George Soros, pe Bill Gates, care, iată, sunt miliardari ai lumii care se află în Statele Unite ale Americii. De ce se află, Radu, miliardari ai lumii SUA, atât de vizibil din punctul tău de vedere ca economist? Este această economie americană, această ideologie liberală atât de productivă? Eu cred că societatea americană este în continuare cea mai deschisă societate în care individul se simte cel mai protejat, indiferent de opiniile sale, indiferent de poziția sa politică sau nu. Prin urmare, acolo vei găsi persoane care își manifestă deschis opiniile, în care poate inițiază deschis anumite scheme sau acțiuni,
Și cred că este singurul stat în care ai certitudinea că nimeni nu poate să vină peste tine să te ridice sau să abuzeze împotriva drepturilor tale fără să ai protecția sistemului legal. Doi, apropo de economie, consider că în continuare această economie americană, cea mai mare economie din lume, conform produsului intern brut, este cea mai liberă și mai deschisă economie și este un magnet pentru întreaga economie globală. În opinia mea, singurele state, dacă ne uităm chiar pe o perioadă mai întinsă, de tipul după al doilea război mondial până acum, singurele state care au reușit economic să se ridice au fost cuplate la economia americană. Vorbim de Japonia, vorbim de Corea de Sud, vorbim de Singapore și toate aceste tigri asiatici. Cei care nu sunt conectați la această economie, în opinia mea, n-au reușit să se... Fiindcă ea, dincolo de... chineză este foarte bine conectată la economia americană. Asta. Și trebuie să recunoaștem, să dăm cezarul cel cezarului, China este un actor economic din ce în ce mai relevant. Asistăm la un război economic între SUA și China? Sau, ca sub întrebare, este China un actor atât de relevant? Pentru că am observat reacția pe care a avut-o. Eu nu cred. Nu crezi că este China un actor relevant economic? Nu. Este o comparație între mere și pere. Modelul economic chinez este un model planificat care a fost conectat într-adevăr pentru câteva decenii la economia globală, însă iată că chiar vorbim de ultimele săptămâni, evoluții din ultimele săptămâni, se pare că actualul regim Xi Jinping dorește o reideologizare, o remarxificare a societății. Citeam cum au limitat câștigurile acestei noi clase de antreprenori chinezi. E interesant că în regimul chinez a permis și manifestarea unei anumite libertăți economice. Până la urmă au cel mai mare număr de milionari din lume. Da, dar cu precizarea că ei sunt sub controlul Partidului Comunist. Asta este un alt aspect. Dar în același timp, în ultima perioadă, se constată o reîncercare de reideologizare a societății, de reintroducerea a unor bariere și limite, care mie îmi sugerează că, și este cu totul negativ pentru ei, se reîntorc către, din ce în ce mai mult către un trecut pe care aparent nu l-au abandonat. Asta este o zonă ta de expertiză. Pot să fac o completare? Sigur, sigur. Ieri a apărut un nou număr al publicației americane Interesul Național. Pe prima pagină, fotografia președintelui ales Biden cu președintele Chinei Xi Jinping și mesajul foarte interesant, Biden să nu repete greșelile lui Obama în relația cu Beijingul. Adică să meargă pe o retorică asemănătoare cu cea a președintelui Donald Trump. Vă aduceți aminte că a fost celebră fotografia în care Obama se plimba cu Xi Jinping și după aceea a apărut o caricatură în care fiecare era asemuit cu un animal din țara lui. Ideea este că prea multe concesii făcute Beijingului pot dăuna Statele Unite ale Americii. Da, eu cred că în ultimii ani, atât în Statele Unite, dar la un nivel mai scăzut de retorică și în Uniunea Europeană, s-a conștientizat că în aceste relații cu economia chineză, practic s-au făcut prea multe concesii fără să primească în schimb aceeași tratament. Și toată lumea vorbește de faptul că acest acces al companiilor străine în economia chineză este extrem de limitat, ceea ce nu se reflectă în cealaltă direcție. Adică nu este o relație win-win în care ambii actori să câștige în proporția asemănătoare, spui tu. Da. Prin zona ta de expertiză, unde cel puțin eu sunt un profan, aș vrea să te întreb, este China, din punct de vedere geoeconomic, un elefant cu picioare de lut? Nu. Eu consider că această, să zicem, spectru al unei economii chineze dominante în economia globală este supralicitat. Mă uitam pe totuși, ultimele... Dacă îmi permis să fac o paranteză, zeci de mii de euro vin sub formă de granturi din partea Republicii Populare Chineze, ceea ce nu este un lucru rău, dar arată o forță financiară pe care o au, către ONG-uri din România ca să se focuseze pe anumite analize de politici sau pe implementarea unor proiecte în țara noastră. Repet, nu este un lucru rău, dar arată capacitatea de proiecție economică a unei țări precum China în România, care, cu toată simpatia, nu este în centrul atenției
strategice sau propagandistice a Republicii Populare Chineze. În traducere liberă, capacitatea Republicii Populare Chineze de a crea capete de pod în zona mediatică din țara noastră. Nu numai zona mediatică, și zona de think-tank-uri, și capete de pod, și politică de soft power. Deci arată o capacitate financiară foarte, foarte mare, pe care cred că puține state își permit să o aibă de o asemenea anvergură. Resurse sunt de partea autorităților chineze, însă eu aș scoate în evidență, de exemplu, proiectul lor trofeu, să zic așa, acel drum al mătăsii, One Belt, One Road, care în ultimele analize parcă sugerează că a fost un proiect din punct de vedere economic pentru China extrem de nefavorabil, dezastros. Adică a fost un proiect pe care, în opinia mea, așa cum înțeleg eu lucrurile, au încercat să aibă o proiecție globală, să atragă o serie de state într-un sistem economic, să-i spunem, alternativ, însă au eșuat. Se pare că pierderile pe care le au din proiecte sunt foarte mari și, doi, există o reacție destul de nefavorabilă în țările respective unde s-au implementat asemenea proiecte. Nu este China subiectul central al emisiunii noastre, nici nu lasem în calcul de fapt să discutăm, dar când noi am invitat precum Radu Moșetescu, e păcat să nu-i pui câteva întrebări pentru a afla cât mai multe informații din această zonă. Motiv pentru care revenim cu analiza asupra relației între România și SUA după o scurtă pauză publicitară. Check Media, am revenit. Colonel Ion Petrescu alături de noi în platou și Radu Moșetescu, profesor universitar la Academia de Studii Economice. Vorbim despre propagandă, despre relația României cu Statele Unite ale Americii. O concluzie la care noi am ajuns și reiterez ideea este că marea parte a propagandei estice care vizează România se rezumă sub o formă sau alta, în special la relația strategică pe care România o au cu Statele Unite ale Americii. Eu am să rog pe colegii noștri din regie să pregătească o imagine. Este o captură foto pe care noi am făcut-o pe Sputnik. Spune de obicei este site-ul de care ne-am lovit cel mai mult până acum. Nu este de pe Sputnik, îmi cer scuze, spune național.ro captura foto aceasta. Dar Sputnik este, să spunem, ținta noastră preferată, pentru că narativele care sunt acolo se regăsesc și pe alte site-uri din România. În mare parte sunt preluate sub o formă sau alta de pe site-urile oficiale ale Federației Ruse. Și avem o poză în care domnule colonel Ion Petrescu, România este portretizată ca fiind nu o colonie, așa cum suntem obișnuiți să citim în propagandă, ci ca o țară ocupată. Până să ne rezumăm la narativele acestea, spuneți-ne puțin dacă bazele acestea americane, care sunt în România, la Câmpia Turzii, la Cugălnicianu, transformă România ca o țară ocupată din punct de vedere militar sau reprezintă o umbrelă de securitate pentru noi? Din nou e o întrebare retorică. Sigur că e o umbrelă de securitate și să facem precizarea cu acordul dumneavoastră că niciun militar american nu intră pe teritoriul României fără informarea și aprobarea autorităților române. Se știe exact numărul, perioada. Am să dau un exemplu. La Constanța, de regulă, există un pod aerian cu militari americani care vin din alte zone unde sunt contingente militare americane, trec pe la Constanța unde stau câteva ore sau o perioadă pe care o stabilesc comandanților cu înștiințarea autorităților române, inclusiv a Ministrului Apărării și inclusiv a Serviciului Român de Informații. Președintele României știe exact. La Câmpia Turzii, ca și la Cogrănicianu, americanii au investit puternic sume mari de bani pentru modernizarea acestor aeroporturi. Care intră într-o formă sau alta și din economia românească. Care sunt aeroporturi românești, sub gestiune românească, dar sigur, de comun acord cu partenerul strategic, sunt folosite și pentru misiuni militare comune. Iar la Deveselu, tot cu înștiințarea forurilor adecvate, s-au făcut cele cuvenite. Să nu uităm că până la instalația de la Deveselu, România putea fi amenințată din orice altă parte a lumii, pentru că n-ar fi avut o modalitate modernă de descurajare, nu de atacare, de descurajare. Titlul pe care dumneavoastră l-ați citat... Dacă am putea să vedem acum imaginea foto și pentru telespectator, cred că ar fi... Titlul din publicația națională se potrivește Belarusului, care este o colonie a Federației Ruse în momentul... Militar, strategic? Din toate punctele de vedere. Belarusul este în subordinea Kremlinului, ca să fiu mai direct. Din punct de vedere politic, dar este și o conexiune, să spunem, culturală, istorică, între cele două
țări, dar în special între populația din Belarus și populația din Federația Rusă. Adică sentimentele, trebuie să recunoaștem acest lucru, sentimentele naționale din Belarus sunt filoruse. Bun, dacă aș fi ziarist din Belarus, v-aș întreba pe dumneavoastră cum explicați, domnule Răzvan Munteanu, că pe teritoriul Belarus au rămas trupe rusești care au participat la ultima aplicație și au uitat să plece înapoi la Moscova. Dacă ați fi jurnalist din Belarus, n-ați putea să mă întrebați acest lucru, pentru că ați fi arestat înainte să mă pronunțați în întrebare. Sigur, din punct de vedere strategic, Belarus este o țară ocupată militar, dacă vrem să spunem, pentru că sunt trupe ale Federației Ruse cantonate, în special ca urmare a ultimelor exerciții militare bilaterale pe care le-au făcut, sunt cantonate în Belarus și nu sunt cu scopul pe care trupele americane îl au aici. Dați-mi voie să vă mai spun ceva ca ofițer în rezervă. Nu există în relația Ministrului Apărării Naționale cu Pentagonul și în relația comandamentelor din structura armatei române relații decât de egalitate cu interlocutorii americani. Oamenii se întâlnesc, cum ne întâlnim noi aici, își spun fiecare punctele de vedere, raportează la ce concluzii comune s-au ajuns, factorii politici iau decizia, deci românii și în teatrele de operații din Afganistan, din Irak, dar și la ei acasă, sunt egali americanilor. Bun, acum să ne întoarcem, două secunde, Radu Mușitescu, să ne întoarcem la știrea, folosind ghilimele de rigoare, publicată pe acest site, pe celebra lovitura lui Itache, o rubrică care a lansat foarte multe fake news în ultima perioadă, inclusiv celebrul fake news conform căruia Mircea Geană a pierdut accesul la informații clasificate în cadrul NATO. Evident că s-a dovedit la câteva ore că este vorba de un fals. Unul dintre narativele pe care, să spunem că această știre, folosind ghilimele de rigoare, refolosește, este faptul că înzestrarea armată a României este o taxă de șmecherie pe care noi o plătim Pentagonului, domnule colonel Ion Petrescu. Domnule Răzvan Munteanu, dacă am fi trăit în America și Pentagonul ar fi citit într-un ziar, precum cel citat de dumneavoastră, o asemenea opinie, știți care era reacția? Structura de afaceri publice, deci de relații publice, l-ar fi invitat pe ziarist la o cafea, l-ar fi așteptat cu un plic cu zeci de pagini de documentație, nu i-ar fi cerut nimic, ar fi înregistrat dialogul și semnalul acestui dialog, ca să rezumăm dialogul, ar fi să rămână un ziarist obiectiv. Să punem și de la realitatea că asemenea ziariști, cei din România care scriu tendențios, nervos și de o anumită manieră, o fac și în absența unor informații adecvate. Revenim cu faptul că România este o țară ocupată, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză publicitară. Am revenit, discutăm despre subiectul nostru preferat de astăzi, relația între România și SUA, cum a devenit ținta propagandei estice. Cred că o să vedem imaginea, captura foto de la publicație. Iată, o avem pe ecran în momentul acesta. România nu e colonie, este o țară ocupată. Este titlul și concluzia unui articol dintr-o publicație electronică. Domnule colonel, ca să încheiem această idee, înzestrarea armată este o taxă de șmecherie. Știm foarte bine că generalul Ciucă, șeful apărării în țara noastră, a avut o vizită în SUA, a avut o discuție cu omologul său, domnul Mark Spencer, și au ajuns la o concluzie ce privește înarmarea țării noastre pe o durată de 10 ani, un program de înzestrare militară. Are România nevoie de un asemenea program? Este el benefic pentru România? Da, înainte fac o mică corecție. Șeful apărării este șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, tizul meu, nu e nicio legătură de rădine, iar ministrul apărării este cel șeful care... Șeful politic al armatei, să spunem așa. Da, așa da. Sintagma este nota 10. S-a speculat în materialul pe care l-ați menționat dumneavoastră de faptul că cu acea ocazie ministrul apărării ar fi primit un anumit sprijin, nici de cum. Vreau să vă spun că foarte mulți ministri ai apărării anteriori și șef ai statului major anterior și-au dorit un asemenea moment. Nu la nivel de persoană, ci la momentul în care știi că te duci la un producător de armament care este armament verificat în teatru de război. Pentru că, de exemplu, foarte mult mi-a zis de ce n-am luat Gripen, avionul modern pe care l-a cumpărat Ungaria. Gripenul nu-i testat în luptă. Un F-16 este testat în război și are toate instalațiile în Europa în situație de criză să aterizeze oriunde se poate alimenta, oriunde unde poate să primească muniție. Revenind la vizita ministrului apărării la Pentagon,
a fost, dincolo de persoană, un fapt benefic pentru România. Ceea ce deranjează la ora actuală propaganda rusă și presa de o anumită orientare de la Moscova este faptul că România nu mai stă cu brațele în sân. Dar aici să ne gândim la înțelepciunea populară. În mediul rural, unde aveți toți avem rădăcini, în gospodăria pe care și-o clădește unul sau altul, nu există un câine de pază și de regulă un duloc cât mai puternic. Armata este pavăza națiunii și trebuie să aibă tot ce este necesar în condițiile în care conflictul s-ar putea să înceapă exact cum a fost recent, cu un atac masiv pe zona electronică. Armata este paza națiunii, Radu Mușetescu. Un alt narativ în știrea pe care am văzut-o mai devreme este că autostrada Constanța-Gdansk, care se realizează în cele din urmă, nu este un proiect nou, este un proiect destul de vechi, mai bine de un deceniu, se poate finaliza sau se demarează procedura asta de realizare cu sprijinul Washingtonului. Ei, narativul acesta spune că interesul american în ceea ce privește portul Constanța este doar de a controla mărfurile care vor intra în Europa prin acest punct strategic. Este adevărat acest lucru sau este un fals? Discuția este foarte, foarte complexă. Eu văd un asemenea proiect ca o încercare de a uni economic, să zicem, Polonia cu România, care sunt, până la urmă, cele mai mari două economii din Europa de Est. Și dacă ne uităm pe hartă, sunt partenerii strategici ai SUA, ce mai funcționale exact. În această zonă a flancului estic. Este poate și un mod de a demonstra angajamentul american în zonă, dincolo de ceea ce nu se vede pentru cetățeanul obișnuit. Și de a crea un coridor de securitate între exact. România și Polonia. Exact, da, da. Și cred chiar că este un anume sens o dovadă că față de acele proiecte despre care vorbeam, despre China și One Belt, One Road în zona Europei de Est, iată că există și un angajament american pentru țările care au dovedit că sunt dispuse să fie în aceeași tabără. În aceeași tabără. Cred că toate statele occidentale vor să fie, și Occidentul să spunem că se oprește până la România, că suntem stat membru al NATO și al Uniunii Europene. Toate statele occidentale vor să fie parteneri strategici cu SUA, numai că unele regimuri vor să câștige mai mult jucând la mai multe capete, și am văzut lucrul ăsta și în Ungaria, poate și în Cehia și nu numai. Centrul aici și estul Europei este zona mai sensibilă. Revenim la ora 14 după o pauză evidentă de publicitate.